Salut! Sunt Silviu și sunt student la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Studiez la două specializări, kinetoterapie și educație fizică. Am fost sportiv o mare parte din viața mea. Am practicat ca sport atletismul de performanță, iar apoi am ales să aprofundez viața de sportiv printr-o formă de educație superioară, aici, în Suceava. Fiind student cu dublă specializare la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Ștefan cel Mare, am avut parte de o experiență absolut minunată. Am ales să mă implic activ în mai multe activități studențești, activități care m-au ajutat să mă dezvolt și să mă cunosc mai bine pe plan personal. Iar acum sunt student reprezentant în Consiliul Facultății de Educație Fizică și Sport, iar aici am ocazia să reprezint interesele studenților în cadrul Consiliului și am posibilitatea de a ajuta ca relația între cadrele didactice și studenți să fie mai armonioasă, iar situațiile dificile întâmpinate de studenți să fie aduse la lumină și puse în discuție pentru a fi rezolvate. Numele meu este Iacob Alexandru, a terminat anul trecut masterul pe kinetoterapie, kinetoprofesie și remodelare corporală. Am urmat și studiile de licență la Facultatea Ștefan cel Mare din Suceava și pot să vă spun că tot planul de învățământ, toate bursele au fost constituite în mod corect de la minister. Am avut cei mai buni profesori, vă încurajez să urmați această facultate. Viața de student cuprinde și multe activități sociale. Astfel, avem ocazia să ne înscriem la mai multe organizații studențești. Eu am fost înscris în mai multe organizații și mă bucur că am făcut-o. Am luat parte la multe activități, de pe urma cărora am învățat și am exersat diverse abilități foarte utile vieții de zi cu zi sau a situațiilor profesionale. Abilități cum ar fi planificarea, organizarea și promovarea evenimentelor studențești. Abilități sociale, cum ar fi comunicarea în echipă, vorbitul în public, am oferit și am primit încurajări, provocări și felicitări. Este foarte plăcut să înveți și partea organizatorică a evenimentelor, în care învățăm și cum se face. Dar cel mai important lucru din acest proces îl consider a fi prieteniile legate în timpul desfășurării activităților. Aceste conexiuni mereu vor fi plăcute, căci durata lor este deseori foarte mare, iar amintirile câștigate vor dăinui toată viața. Experiența Erasmus a fost unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții mele. Am participat alături de studenți din toată Europa și a fost o bursă înființată de Uniunea Europeană și în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare. Și pe acest cal chiar mulțumesc universității că mi-au oferit această șansă. Bună! Mă numesc Filip Elisa, iar anul acesta voi absolvi Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Sunt sigură că vrei să afli cât mai multe detalii despre facultate și perioada de studenție de la o persoană căreia deja este dor de toate acestea. Dar hai să intrăm puțin în povestea mea. Viața mea de student a început în octombrie 2017, după ce am trecut cu brio probele de la facultate, mai exact un traseu motric. Nu venea să cred că deja terminasem liceul și eram studentă. Prima dată când am văzut orarul, am rămas puțin uimită de cât de multe ore libere aveam. Ca să faceți voi o idee asupra programului de la facultate, acesta este foarte diferit de cel din liceu. Adică ai o mare flexibilitate și libertate asupra orelor tale. În cei 3 ani am profitat la maxim de bazele sportive din cadrul facultății, mai exact sala de sport unde se țin competiții precum handball, volei, basket, iar mai nou touchball, de complexul de natație, de sala de forță, sala de fitness și în special de terenul acoperit de fotbal. Atmosfera din interiorul facultății este una foarte caldă, toată lumea este prietenoasă, toți studenții se ajută între ei, iar cadrele didactice te ajută cu orice problemă ai avea nevoie. Există o înțelegere foarte mare din partea dumnealor. Să vorbim puțin despre colegi. Ei bine, în perioada studenției poți lega prietenii pe viață, asta îți pot spune sincer. Poți găsi în colegii tăi prieteni pe care să te bazezi oricând ai avea nevoie de ajutor și să vă bucurați împreună mereu după fiecare examen trecut. Dacă vrei să te faci remarcat în acești ani de studenție, poți încerca cu conferințele științifice, organizațiile studențești și chiar reprezentarea studențească. Crede-mă, eu le-am încercat pe toate și chiar merită.
Acum, hai să vă arăt puțin perspectiva unui student reprezentant în Senatul Universității Ștefan cel Mare. Eu reprezint Facultatea de Educație Fizică și Sport la nivel de Senat. E bine, pot să vă spun că timp de 2 ani de zile în care am fost membra Senatului, am întâmpinat destul de multe probleme peste care mereu am încercat să trec. Am încercat să-mi ajut mereu colegii și nu doar colegii mei de facultate, cât și restul din întreaga universitate. Pe final, vreau să spun că abia aștept să fim colegi, iar din octombrie să-ți spun bine ai venit la Facultatea de Educație Fizică și Sport! Amintește-ți că viața înseamnă mișcare. Noi te așteptăm la USV, unde ai posibilitatea să te implici activ în procesul tău de dezvoltare și formare profesională. Alege să fii activ, căci viitorul începe acum.